Am pregătit 3 zile de festival, cum vedeți în toate afișele și toate anunțurile pe care le-am dat mai departe în Craiova. 3 zile care îmbină, așa cum ne-am obișnuit, muzica și poezia. 3 zile în care avem 2 concursuri naționale, unul de poezie și altul de muzică folk. Concursuri la un nivel foarte înalt, concursuri care dau o șansă acelora care poate nu credeau că mai există spații care să țină cont în primul rând de talent și care să nu condiționeze niciun fel recunoștința noastră a organizatorilor față de cei care au încredere în talentul lor. N-am să vorbesc foarte mult, pentru că astăzi aici urmează și un simpozion literar extraordinar. Sunt oameni care au venit din toate colțurile țării noastre, întreagă. Sunt oameni care au venit aici ca să vă spună din nou cine este Adrian Băunescu și ca să-și aducă ei înșiși aminte de câte un eveniment alături de el, de câte un vers care poate le-a schimbat destinul sau de câte o carte pe care o așteptăm și noi în viitor, când se va putea să mai tipărim și cărți. Le mulțumesc tuturor acelora care au făcut posibil această ediție, de la autorități, la oameni care s-au implicat doar din drag de festival și din drag de cultură. Mulțumesc pentru că am găsit înțelegere unii la ceilalți. Mulțumesc pentru că am trecut peste orice virgulă care ne-ar fi putut sta în cale ca să nu dăm bunul de tipar acestui festival internațional, ediția a 7-a. Ne adunăm aici și mergem împreună până pe 21 iulie, în aceeași Craiova, fără de care poate nimic nu ar mai fi la fel în ceea ce privește această manifestare. Și vă rog să fiți bineveniți la toate evenimentele și să fiți alături de noi, pentru că de asta facem acest festival, pentru oameni. Sigur, și pentru Adrian Băunescu, și pentru imaginea noastră din oglindă atunci când ne întrebăm ce am făcut bun în viață, dar nu în ultimul rând pentru oameni. Vă mulțumesc și dau cuvântul mai departe.